ce expoziție este vorba și cu ce ocazie Hotelul Traian găzduiește această deosebită expoziție. Bună ziua, numele meu este Cristian Ungureanu, sunt lector doctor la Universitatea de Arte George Enescu, Facultatea de Arte Vizuale și Design, coordonatorul de an al anului 2, specializarea pictură, studenți care au realizat anul trecut, în 2012, expoziția omagiului Caragiale, prezentă atunci, în ianuarie 2012, pe semenzele Muzeului Mihail Gogălnicianu din Iași. Acum câteva zile am primit invitația de a expune aici în luna noiembrie această expoziție, pe care am și gândit-o ca pe o expoziție itinerantă, invitație primită de la domnișoara Cristina Mihăilescu, curatorul Galeriei de Arte de la Grand Hotel Traian din Iași. Am primit cu bucurie această invitație, ne-am gândit imediat cu toții la lucrările de față, care se încadrează cât se poate de bine. Mai mult decât atât, am aflat cu încântare un detaliu pe care mărturisesc că nu o știam, și anume faptul că acum 129 de ani Caragiale a citit în această clădire, cu ocazia sărbătorii Societății Junime, a citit în premieră o scrisoare pierdută, manuscrisul de la o scrisoare pierdută. Câți studenți au lucrat? 15 studenți. Toți studenții anului 2 actualmente de pictură. Mulțumesc frumos! Plăcere!